Salutare, dragii mei, și eu am regăsit aici la un nou videoclip de Brawl Stars. Da, deci nu uitați de like-ul la puternic și acum e momentul în care vreau să le mulțumesc tuturor care s-au uitat până la finalul videoclipului. De asta o să avem și recompensa asta puternică de a apărea băieții pe ecran. Practic vorbind. Așa că să apară băieții. Așa, bun. Băi, și lăsând buza la o parte, am zis că pe un live, nu mai știu pe care, cred că pe ultimul ceva de genul, am zis cu băieții că dacă să facem un clan de Brawl Stars și aparent l-am făcut. Deci, pentru cine vrea, îl vedeți acum pe ecran cel puțin. M-am intrat, pe bune? M-a intrat și Geo, lol. L-aveți aici, prezidentul. Oh my god, oh my god. Haita română, dacă vreți vorba aia să intrați, aveți aici un loc, sigur că da. Și nu uitați că, tot la fel, dacă vă uitați până la final, veți vedea ce cuvânt trebuie să scrieți în comentarii ca să puteți să apareți în următorul videoclip la început. Vorba aia. Așa, practic am jucat cu Madeline și am mai deblocat încă un caracter pentru că trebuia să dau nu mai știu cât, vreo 500.000 de damage și l-am deblocat pe Grey. Dar pentru că lumea mi-a spus în comentarii să jucăm cu ăsta, ăsta care zici că are față de brăză de aia pe aici, nemul la cap feliuță. Așa că hai să-l upgradăm cât putem, vorba aia, că nici eu nu știu cât pot. Mă, stai, dar nu trebuia să am anumite cărți sau ceva, s-a schimbat? Fii atent că s-a schimbat, acum nu mai trebuie cărți, lol. Dar nu știu cum fac puncte de astea, gen. Băi, hai să-l selectăm. Unde-i select? Și hai să-l încercăm, cea, dar nu știu, mi-a deblocat încă ceva? What? What? Sau am skin? Dar nu cred că am skin. Bă. Uite, vedeți că apare cam 2 la Brawler. În fine, hai să-i dăm, start. Apropo, am reușit și o să ajung la 9150 de trofei. Am luat bănuții fix acum câteva minute, să zic. Deci, da, mamă, stai, sunt cumva pe duo? Cred că sunt pe duo, nu sunt pe solo. La shutdown. Da. Aia, mergi mai prost, ghinion. Hai, ce ați încercat și noi să facem like-urile aia puternici acolo. Wow, fii atent. Ok, bă, sincer, nu-i rău, nu-i rău caracterul. E ceva verdeț să mor. Mamă, mi-a murit caiera. Bă, nu, am crezut că mi-a murit prietenașul. Wow, ce lovitură din fundul grădinii, o foaia. Deci asta se mai duce, lol, mișto. Bă, sincer, vorbim, chiar e super mișto caracterul. Doar că nu prea e de mine, dar în rest chiar e destul de interesting. Vino mânca, vino mânca. Wow, bă, sincer, super mișto pentru un spamângiu ca mine. Hai că e bine. Bă, dar nu știu să încerc oare alt program ca să nu se mai vadă. Mi se pare că se vede oarecum, nu știu cum să vă explic. Bă, dar nu știu ce face ultimata. Cred că tot ceva de genul. Fii atent că nici n-apuc să dau ultimata, mâncați și gata că a făcut ăsta kill-urile. Dar nu știu unde e ultimul mâncavaș. Cred că tot o să jucăm cu Crow. Bă, sincer, a început să-mi placă din nou să mă joc cu Crow. Chiar e vorba aia, tot la fel de mișto ca pe, oarecum pe vremea mea. Cum s-ar spune, când jucam. Ok, dar stai. Shit. Ce să mai faci, mă, fratele meu, că a făcut asta kill-ul legend. Hai să vedem, am luat și eu 9 puncte. Nu mai joc frățioară. Băi, mi-a plăcut să joc cu băiatul ăsta. Băiatul ăsta chiar l-avea pe joc. Hai să vedem ce este, sincer, bro. Vreau să încerc și caracterul ăsta pe solo, să văd dacă reușesc și o să câștig un joc măcar. Pentru că caracterul destul de mișto, o să jucăm și gem, cred că o să mai jucăm niște moduri de joc. Băi, și vreau să-mi lăsați în comentarii chat încă o chestie, ce fel de minigame-uri de-astea vreau să mai jucăm pe joculețul ăsta. Bă, dar nu pot să dau la distanța asta. Hai că mi-a luat băiatul. Ok. Hai. Băgaia mea ești? Lasă-mă! Ok. Hai că se poate, să supraviețuim. Dar aici mi se pare că jucăm ceva de genul la 0 trofee pe caractere. Oh shit, m-am blocat. M-a rupt fraier. L-a rupt pe fraier. Wow. Ieși. Ma. Fii atent că mă urmărește omul toată harta, mă, gen. For real, ești nebun. Lasă-mă viața mea. Te-am pupat? Mersi băiețel. Oh, shit, ăsta are 7 puncte, mâncaia și gura lui. Nu cred. What? Hai. Bine, mă. Bă, ești prost. Deci să mor dacă știu ce am făcut în vechiul ăsta chat. Și o să-mi văd din nou, cred că să vorbesc un pic mai mult pe videoclip, pentru că nu prea îmi place că trebuie să te iei foarte mult efectiv. Și mai ales am faze de-astea în care respir, nu știu, ciudat, parcă ăsta nu o fi. Bă, fii atent că stai de ăla de la început de meci, mâncavaș. Bă, ești nebun. Vino mânca, mă, mâncați, ești gurata. Ai, mă, caracterul ăsta e zeu, mă, ești prost. Bă, la bine, am mai dat și eu câteva meciuri, mamă, stai că vine frățiorul pe mine, mâncaie și gura lui. Lăsați-mă să supraviețuiz. Mamă, dar ce să le faci, frate mie? Da, bravo. Bateți-vă, frățiorul, între voi sunteți nebun la cap. Nu! Bă, și luam. Hai, am încredere în mine. Că să pauce. Uite, ceva de genul cred că ar trebui să dau. Mă, serios, mai trebuie încă una, mă, ce cat. Hai.
Mama, hai că le luăm și pe astea și fac direct 4 puncte de astea. Bă, dar tu nu mi-ai zis nimeni cum se numesc astea. Bă, dar nu știu, mi se pare ciudat, cel puțin cum dă. Mai la asta merge auto, aim-ul ăla. Mi se pare super bun caracterul pentru auto aim, însă așa de tras cu el, nu știu, mi se pare ciudat ca idee. Uite, așa, pe auto aim dă singurel în toți, îi vede prin ziduri, prin de-astea, n-ai treabă. N-ai treabă, zici că am hack, ești nebun la cap. Uite și tu, uite și tu. Uite și tu cum l-am bătut pe ăsta, mâncav așa. Fii atent că-l bași pe ăsta, îl bași pe ăsta. Ca ți-aș gura ta, ce ai, mă? Mai rost să mai joace ceva împotriva mea, mâncav așa gura voastră, ce aveți, mă? Are, mamă, ce fuge omul, bă. Nu mai fugea, băi, băiatule, băi. Unde ești, mă? Unde te-ai dus, mă? Unde te-ai dus? Aha, bă, ești nebun. Și încarcă și super rapid. Deci n-ai cum, caracterul ăsta mi se pare super OP. Mamă, ce ai, mă, că n-ai omul meu nicio șansă. Ești nebun la cap. Gata. Pa, GG, bă, n-ai cum, mă, n-ai cum. Nu dai, mă, nu dai cu caracterul ăsta. Sincer, sincer vorbind, ăsta e cel mai entry level caracter pe care poți să-l joci, părerea mea. Și acum avem băieții cu unul care joacă și mai și. Ești nebun la cap, dacă îmi ziceți de unul și mai și, mă las de jocul ăsta, ești nebun la cap. Iaute. Auto-i mâncale și gura lor. Auto-l 1. Auto-l pe al doilea. Hai și pe al treilea. Hai să fie treaba treabă, știi ce zic, că s-a terminat. Ești nebun la cap. Problema e că trebuie să mai regenerez eu din când în când. Mamă, de când n-am mai jucat caracterul ăla, barmanul ăla, băi, și maker tare barmanul, să-mi bat picioarele dacă nu. Hai că, pom, cum mai dăm, ești nebun la cap. Dați-o, băi, băieți, aici. Dați-o, lăsați-mă pe mine, că nu mai... Mamă, stai că și-a dat-o meu ultimata, bă. Ia, luați, bă, de aici, luați, bă, luați cu pită, bă. Ușet, fii atent că mă bate, mă bate, mă bate. Ah, nu cred, nu cred, nu cred. Ah, ce m-a bătut. Am murit și eu pentru prima oară. Hai, ia-ți. Ia-le, 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 ia-le. Ia-le, ia-le, că vine o să te dublez. Haide. Oh, shit. Mamă, nu cred. Fii atent că ne bate. Bă, ești prost? Nu cred. Deci nu pot să cred că mi-a luat țeacă. Chat mi-a luat țeacă. Deci încă așa ceva, eu la așa ceva nu mă așteptam. Să mor. Hai, mă, hai, încă una. Hai, mă. Dar n-am cum să mai iau gemurile lor. Ce? Hai de capul meu. Da, e clară treaba, chat. Na. Nu cred că ajung, nu cred. Băgam aici piciorul. Hai, mă, hai. Are numai două. No, no, mai. Băi, să-mi ba piciorul, bă, cum ne-au bătut ăștia, bă. Of, mai vreau un match. Mă, what? Stai un pic, că nu înțeleg. Gen, la caracterul ăsta vă când dă trofee, la crown nu-mi dă trofee când joc pe gem grab. Ok, aparent cred că dacă treci peste 20, rank 20, cred că nu mai ai voie, vorba aia. Hai să vedem cu băiții ăștia. A, da, încă a rămas asta cu, cum ne-ai să nu știe, cu umbrela aia. Tic. Uleu, e tic aici. Mamă, încă mai știu numele la caracterul ăsta, serios. Ăsta-l câștigai parcă pe la 8000 de trofee sau Beetle câștigai pe la 8... Nici nu mai știu, mâncava și grava asta. Ce aveți? Hai, mă, mai are 100 viață, o muncem. Mori, măi, și tu, băi. Bravo. Bine, petrișoare. Haide. A, ce ai, mă, că n-au nicio șansă, măi, ești nebun. Să mor dacă nu spamangiu, spamangiilor, vreți să vă mint? Hai, că s-a rezolvat situația. Au știut, pe dacă știam că te bagi, mă, gan și eu, mă, mâncați, ești gura ta. Hai, că nu mai au băieții șanse, ești nebun la cap, îi dominăm, efectiv. Cred că o să mai joc un meci cu băieții, poate mai vor. Mamă, ce, că eu am una. Hai, că iau și eu pe 10-a. Ok. Gata, are petrișorul 10, gen, for el, dacă nu mă moară pe mine, n-au nicio șansă, gen, nicio șansă. Direct ești nebun la cap, hai, că bine. Bă, cred că m-am mai învățat un pic să mai vorbesc din nou un pic mai mult la videoclip, dar vedem ce iese. Băi, lupilor, după cum am zis, vreau să încerc efectiv caracterul ăsta și la un haste. Poate la haste, gen, efectiv rupe, nu știu, ce-am văzut pe auto-aim, nu știu, mi se pare super un caracterul ăsta pe auto-aim, mare parte, mai ales pe shot-down, mâncați aș gata, pe rupe, pe tot, iau-te-l. Cum l-a luat, mă, Frank? Bă, ce vrea jara asta, bă, ieftine, bă, băiatule, băi. Oh, shit. Oh, shit. Mamă, ce-au dat ăștia. Și nu mai știu, pe ăsta parcă îl chema Barn, dacă nu greșesc, sau ceva de genul. Pe ăsta cu sticlele. Cu băuturile. Lumicle, vorba aia. Hai. Bine. Hai să vedem, mamă, stai cu Grey, mâncați aș gata, dar nu prea mi se pare că joacă bine. Nu știu, am văzut că și Grey e destul de bun, cel puțin din ce am văzut eu. Acum, Ana. Hai. Hai. Hai, mă. Hai, mă. Hai, hai, hai. Hai că se poate, hai că se poate, hai că se poate, hai că se poate, hai că se poate. Așa, dar se bagă tic, mă, frățiorul. Stai, mă, acolo, el primul. Băi, stai, mă, acolo. Că tu mă cam omuri, băi, pe mine, băi, nebunule. Dar cum pot să vreau să folosesc? Ah, lol. Șmecher, trebuie să stai efectiv în el și te teleportează. Ah, n-am apucat. Mama, a rămas 92, mă. Băi, și pe ăsta a rămas omul meu 92, mă, marș, mă, de aici. Hai, mă, hai să câștigăm la 0, mă, vreau să câștig la 0 damage, mâncați-aș gura ta.
pentru că e cam jmecherie pe aici. Dă-i pietrișoare, dă-i! Și el primul aici. Hai că nu mai am multă viață, băieții. Hai încă una, măcar sprint. Bine. Bine, mă, bine, mă, GG, mă, GG. GG. Aia zic, star player, pietrișoare, normal, vă povețile mele. Da, dragii mei lupi, cred că cam atât a fost tot și cu, și cu acest episod, practic vorbind, sincer. Deci ca și, ca și părerea mea sinceră despre... Față de brânză, mici nemul la cap feliuței, să mor dacă vă minte, nu, e unul din cele mai șmechere caractere, părerea mea. Și cred că poate meciul, poate episodul ăsta următor o să jucăm ori cu Grey, nu știu, asta rămâne tot la fel la alegerea voastră, ori unde-i, stai că vreau să mai joc, unde-i, stai că nu văd, ori Bart, ăsta, nu? Nu, Barl, așa-l cheamă. Mamă, mă costă, ok, am înțeles cât mă costă. Hai, că oricum aveam 5.000 de bănuți, nu e problemă. Îl avem și pe ăsta pe care aveam, nu mai știu. A, numai unul, pe bune? Parcă mai aveam unul, în afară de Wizard, da, ai. Pe ăsta mi se pare că puteți și voi să-l luați gratuit, gen skin-ul ăsta, parcă dacă vă puneți Super Cell ID, cred, sau ceva de genul. Deci, da. Eu vă urez o zi frumoasă continuare și hai să strângem și la episodul ăsta un 60-70 de like-uri dacă reușim, top! Și cuvântul pe care îl avem, pentru că am uitat să-l zic, cred că o să fie, nu știu, brânză. Cuvântul o să fie brânză, cea, da. Cel mai probabil.